Dinamica apelor oceanice. Valurile. Resursă educațională deschisă pentru clasa a 5-a. Valurile sunt mișcări oscilatorii de săltare și coborâre a apelor de suprafață ale mărilor și oceanelor, în care fiecare particulă descrie o orbită circulară. Să descoperim împreună care sunt elementele unui val. Partea cea mai înaltă a valului se numește creastă, iar partea cea mai joasă se numește bază. Distanța dintre două creste succesive poartă numele de lungimea valului, iar distanța dintre creastă și bază se numește înălțimea valului. Propun să realizăm împreună un experiment, crearea valurilor. La sfârșitul acestei activități vom afla care sunt principalele cauze ale formării acestor mișcări ale apelor, mărilor și oceanelor. Avem nevoie de un vas de apă adânc, apă, colorant și plastilină. Mai întâi trebuie să așezăm pe podea sau pe masă vasul cu apă, în care puteți adăuga și colorant. Apoi, suflați foarte ușor peste suprafața apei. Ce observați? Apa începe să se vălurească acolo unde suflați. Tot așa se formează și valurile oceanice eoliene prin mișcarea aerului, deci atunci când bate vântul. Pentru următoarea etapă aveți nevoie de o bucată mică de plastilină pe care va trebui să o lăsați să cadă în vasul cu apă. Ce observați? Valurile călătoresc în cercuri din locul unde plastilina a căzut în apă. Astfel de valuri se formează asemănător cu valurile seismice provocate de cutremurele submarine. În urma acestui experiment am aflat principalele cauze ale formării valurilor, și anume vânturile și cutremurele submarine. La acestea se pot adăuga și erupțiile vulcanice sau alunecările de teren submarine. Cel mai adesea valurile se formează din cauza vânturilor, purtând numele de valuri eoliene. Când acestea ajung la țărm, se sparg și se transformă în această apă spumoasă. Valurile seismice se numesc tsunami. Ele sunt provocate de cutremure sau erupții vulcanice submarine. Din locul de producere, aceste valuri se transmit circular. Pot depăși cu mult 10 metri înălțime în funcție de magnitudinea cutremurului. Cel mai adesea apar în zona cercului de foc al Pacificului. Valurile tsunami au o putere devastatoare asupra țărmurilor, producând pagube materiale însemnate și uneori chiar pierderi de vieți omenești. Valurile modelează țărmurile, erodând țărmurile înalte și aluvionând țărmurile joase. De asemenea, prin captarea energiei valurilor, se poate produce energie electrică. Primii care au început să folosească energia valurilor au fost europenii, Marea Britanie și Portugalia. SiGen este prima centrală comercială din lume care produce electricitate derivată din energia valurilor.
Aceasta este situată în Marea Irlandei. Vă propun următoarea aplicație practică. Citiți cu atenție acest text, apoi răspundeți la următoarele cerințe. Care sunt mișcările apelor nominalizate în acest text? Care sunt cauzele apariției lor? Ce se obține prin valorificarea acestor mișcări ale apelor Oceanului Indian?